Telescopul spațial James Webb a detectat rugină pe asteroidul Psyche, iar descoperirea ar putea dezvălui mai multe despre cum s-a format enigmaticul obiect. Asteroidul 16 Psyche este destul de ciudat pentru un asteroid din centura principală dintre Marte și Jupiter. Cu o lățime maximă de 280 de kilometri, obiectul în formă de cartof a fost cândva considerat a fi în totalitate metalic. Suprafața lucioasă a lui Psyche i-a determinat pe cercetători să sugereze că asteroidul a fost în trecut inima bogată în fier dintr-un planetezimal, corp ceresc într-un disc protoplanetar, și ar putea să dezvăluie cum s-a format Pământul și alte planete stâncoase. Unii au sugerat că asteroidul ar valora în jur de 10 de mii de quadrilioane de dolari, datorită metalelor rare din componență, o adevărată mină de aur în spațiu. Tocmai în baza acestei ipoteze, NASA a lansat o misiune spre asteroidul Psyche în octombrie 2023, iar nava spațială este așteptată să ajungă la roca spațială în 2029. Pentru a afla cu adevărat dacă Psyche are sau nu apă, oamenii de știință din SUA și Germania au folosit două instrumente aflate la bordul telescopului spațial James Webb, anume Near Infrared Spectrograph, NIRSPEC, și Mid Infrared Instrument, MIRI, care pot detecta lungimile de undă scurte și lungi în infraroșu. După ce au direcționat instrumentele spre asteroid, cercetătorii au adunat fotografii cu spectrul reflectat de polul nord al lui Psyche, orientat atunci spre telescop. Datele au confirmat prezența hidroxilului pe asteroid. Mai mult, cercetătorii au comparat semnătura de hidroxil cu alte semnături de la alți meteoriți, iar astfel au aflat că semnătura de pe Psyche este similară cu anumiți meteoriți bogați în carbon și rugină. Asta i-a făcut pe cercetători să concluzioneze că hidroxilii sunt legați de metalele de pe Psyche, iar astfel formează rugină. Totuși, informațiile adunate cu MIRI nu au fost concludente în ceea ce privește prezența apei. Oamenii de știință nu pot exclude prezența apei pe asteroid pentru că ar putea exista în alte zone pe care Webb nu le-a putut observa.